O mai știți pe Tatiana Stan și Bran? Dânsa îi purta cuvintele lui Claus Iohannis și toată ziua se ocupa de amenajarea Cotroceniului. Că perdelele sunt nu știu cum, că n-are unde să mănânce, că ce-i mizerie asta. Vorbea despre Cotroceni, de zici că voia să-l cumpere. E, doamna Tatiana Bran a plecat de la palat, în urmă cu un an, cred. După un an, ce a zis Claus Iohannis? Ia gata, mă, să-mi iau și eu purtător de cuvânt. Să aibă grijă cineva de cuvintele mele. Să le poarte, să fie purtate când le pronunț, ca să-mi iasă bine din gură, nu ca acu. Perioada derulării președinției române a fost devansată în perioada următoare, în perioada 2020-2021. Aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii și rezultatele practice ale parteneriatului strategic. 5 ani de la adoptarea declarației comune de parteneriat strategic. Între noi fie vorba, domnule Iohannis, mai bine ați fi luat ceva de pe afară, da, în Palma de Mallorca, serios, găseați lejer la preț bun. Da, second hand, da, vă făceați treaba mult mai bine, zic. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur foarte tare că suntem față în față în această seară la o conferință de presă, de fapt mai mult o declarație de presă, dedicată prezentării noului purtător de cuvânt al președintelui României. E, hai să nu vă mai țin în tensiune. Cine credeți că e noul purtător de cuvânt al lui Claus Iohannis? A? Taram! Chiar ea! Pa, ce tare! Nu, nea Claus n-are nicio vină, nu, el dormea, frate, era epuizat, păi doar ce terminase maratonul ăla de o oră, le-a vorbit diplomaților, a zis tot ce știa el despre lume, a mai băgat și de la el, era rupt. Acum 2 ani doarme neîntors, îl duc ăștia în vacanțe cu pătura. Așadar, sunt Mădălina Dobrovolski, am 32 de ani, am absolvit facultatea de filozofie. De peste 10 ani, așa cum poate mulți dintre dumneavoastră știu, lucrez în presă, timp în care am parcurs o serie de etape profesionale. E, lăsați, lăsați că vă știm, doamna Pușcalău, păi nu vă știm noi. Și acum să elucidăm confruntarea Iohannis Ponta, a doua, cea de la B1. Atunci s-a zis, vai, dar Mădălina Pușcalău, domne, ce jurnalist, ce... Deci au zis-o stafurile de campanie, cred că a zis-o și doamna Dobrovolski, fostă Pușcalău, absolventă de filozofie. Întrebările au fost negociate înainte de stafurile astea de campanie. Dânsa doar le-a citit. Wow, ce tare! Americănește, așa... Altfel, ce să-i mai spunem domnului președinte? A stat un an fără purtător de cuvânt și acum ce și-o fi zis? Frate, era fata aia de la B1, da, fată cu minte, așezată, vorbea și mai rar, așa înțelegeam și eu. Șeful, să trăiți, o trimiseserăm la TVR ca să aveți cu cine să faceți emisiuni de alea frumoase la postul național. Dar o aducem dacă vreți, cum să nu? În ce sens simțeați nevoia de un purtător de cuvânt, domnule președinte? Cum v-a venit? Ați dat cu căciula de pământ și ați zis, dă-o încolo, de mâine mi-au purtător de cuvânt că nu se mai poate. Că la domn Băsescu se știe, avea chiar mai mulți purtători de cuvânt, da, unul mergea la buticul din colț, altul la hipermarket, altul la sifoane.